Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-20 decembrie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Balanță, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 1-20 decembrie 2022, evenimente importante, balanță. Eu văd aici că tu te uiți foarte mult. În primul rând, este vorba despre niște cumpărături pe care tu vrei să le faci, poate cumpărături dinainte de sărbători. Chiar ornamente de pom de Crăciun, ok? Chestiuțe de genul ăsta care te fascinează. Ești la un magazin, vrei să faci, poate vrei să împodobești un brad la locul de muncă. Poate se întâmplă, se întâmplă. Poate chiar vei fi la locul de muncă de sărbători și faci treaba asta împreună cu colegii de muncă. Pentru alții dintre voi este... Ok. Sunt cadouri de sărbători pe care tu vrei să le faci. Sunt drumuri pe care le faci pentru asta. Vrei să împaci pe toată lumea. Vrei să dai tuturor lucruri frumoase. Vrei să împarți frumosul cu toată lumea, exact. Dar nu e toată etalarea frumoasă, nu. Aici este vorba despre un capitol care s-a terminat foarte greu și pentru alții dintre voi un divorț peste care nu puteți să treceți. Și dacă eu aici vorbesc cu bărbații, doar pentru cei care mă regăsiți. Eu vorbesc de o persoană care nu se dezminte din a urî cealaltă persoană, ok, și se luptă cu o chestiune karmică care s-a terminat de foarte mult timp. Adică este ca și cum tu te lupți cu morile de vânt și cu fantomele, ceea ce nu mai există. Exact asta este, uite, 5 de săbi și moartea. Tu te lupți cu morile de vânt și cu chestiuni care nu mai există. Adică te lupți cu niște sentimente că ai vrea ca lucrurile să revină când de fapt Dumnezeu a spus era până aici, atât. Păi tu trebuie să mergi mai departe. Nu trebuie să vrei să se întoarcă ceva care n-a fost benefic și bun pentru tine și te-a făcut să suferi. Tu trebuie să înțelegi că tu trebuie să mergi mai departe. Bun? Bun. Pentru că dacă faci asta, se numește autosabotare. Și dacă faci autosabotare, se numește distrugerea vieții tale, stând așa într-un timp și într-o buclă de timp, să-i spunem așa, în care tu te trotești într-o roată, într-o iluzie, crezând că avansezi cu ceva, dar tu de fapt te învârți în jurul cozii. Cum e vorba aia, m-am învârtit și tot acolo m-am lovit. Să face haz de necaz. Deci nu e cazul să mai faci asta, ok? E cazul să te oprești. Pentru alții dintre voi, s-a încheiat, gata. Justiția cu moartea s-a încheiat. Pentru alții dintre voi, o mașină este distrusă sau ai avut o problemă la o mașină, mașina asta trebuie reparată, ești într-un proces, ai un proces cu cineva, un proces în legătură cu un accident. Ceva ce trebuie să răspunzi, te ceri, poate accidentul s-a întâmplat cu o femeie mai în vârstă sau o femeie era implicată în treaba asta, trebuie să dai niște sume de bani, o să fie un pic mai greu, dar o să treci peste. Ok, bun. Și ce am observat? Bine, nu spun că celelalte zodii nu sunt. Toate zodiile sunt. Am observat că viața balanțelor este foarte, foarte complicată. Nu viața, ci și viața, da. Mintea, în primul rând. Și felul în care abordați lucrurile sau faceți lucrurile. Pentru că tot timpul înclinați în chestia asta. Oare e bine, oare nu-i bine? Oare e corect, oare nu-i corect? Încăpățânare desăvârșită? Sperăm pe viitor către niște decizii mult mai bune pentru voi. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. 1-20 noiembrie. Poate ai de-a face cu cineva care este născut pe 20 noiembrie sau pe 1.
1 decembrie 2022. Să știți că eu aici vorbesc foarte mult și cu cei care aveți luna și ascendentul în balanță. Oh my god, oh my god. Cineva își va găsi echilibru. Da, trebuie să-ți găsești echilibru, pentru că aici are loc un nou început pentru tine extraordinar de frumos. Ok? Pentru mulți dintre voi nu voi ați stat în treaba asta înapoi. Pentru mulți dintre voi a fost o chestiune de îmi doresc să avansez, dar nu mă lasă persoana aia. Dacă tu ești persoana care nu a acceptat, înseamnă că tu ești în situația asta și va trebui să înțelegi că totul are un final. Totul are un final. Haideți să spunem, dacă este menit să rămână, ar fi rămas pe lumea asta ceva, ok? Și rămâne întotdeauna dacă e menit. Niciodată nu o să termine ceva care nu e menit să se termine. Dar dacă e menit să se termine, bun, ai încercat. Ai vrut să faci ceva să revină lucrul ăla către tine. Ai văzut că nu se poate. Și atunci nu e menit. Clar nu. Clar nu. Dar poate fi o lecție foarte importantă pe care tu trebuie să o înveți acolo, chiar și prin faptul că tu insisti, ok? Sau persoana care insistă către tine. Poate fi și o lecție din asta. Apreciază-te, iubește-te mai mult și așa mai departe, ok? Bun. Clar ai mers mai departe și îmi place energia că reușești într-un final să mergi mai departe. Uite, te-ai hotărât să nu mai abordezi tu persoane care nu-ți dă atenție. Și asta îmi place foarte mult. Bun. Te simți bine cu tine, ești ok cu tine, nu te interesează, te-ai deblocat din decepții și chestiuni care ți-au făcut rău. Te axezi pe partea financiară, îți place să muncești în această perioadă foarte mult. Nu mai simți nevoia să te protejezi, te ocrotești, nu mai ai temeri, nu mai ai frici, ăsta este un lucru foarte bun. Nu mai stai atât de mult timp în casă și asta este foarte bine. Văd că ți-ai găsit și găsești în continuare diferite hobby-uri și plăceri care să te facă să ieși din rutină și cu asta ai și reușit să ieși din toată treaba asta și din toată suferința asta care ți-a fost cauzată. Este o hotărâre finală pe care tu ai luat-o. Bun. Aici este un nou început. Dacă ești femeie, este un nou început cu altcineva. Ai divorțat de un bărbat și este un nou început cu altcineva la care ții și altcineva pe care ți-l dorești, ok? Dar, din câte văd aici, posibil pentru mine trebuie să fie o sarcină ascunsă. Poate și măcar nu știi că ești gravidă, este o sarcină ascunsă. Oricineva vrea să aibă un copil cu tine pe ascuns și nu vrea să-ți spună, ok? Este cineva care spune, vreau să fiu cu a treia energie și am și acolo ca, fraierul și, nu știu, am tot avut la zodii pe decembrie, vreau să fiu cu a treia energie. S-a tot repetat la zodii. Cineva vreau să spune, vreau să fiu cu a treia energie, nu vreau să mai fie un secret, vreau să fiu cu femeia asta, îmi doresc un copil cu această femeie. Exact, este visul meu, aici sunt foarte mulți bani și o reușită foarte mare. Vreau să fiu cu persoana asta. Este ceea ce trebuie să fac curat și fără doar și poate. Este justiție, exact. Aici îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Probabil că aici sunteți și persoane publice sau persoane care aveți un canal de YouTube, ok, și vă uitați. Sau faceți ceva public, ok? Clar cineva să uită o persoană publică aici. Te salut. Este cineva care, dacă te uiți, e posibil să fie ceva în justiție cu care tu te confrunți, poate un divorț, cum am spus mai devreme, sau e vorba de un accident sau un proces mai greuț, ok? Peste care o să reușești să treci. Sau poate chiar un divorț de care nu vrei să știe toată lumea, pentru că tu te-ai îndrăgostit de altcineva și nu vrei să știe toată lumea despre faptul că tu divorțezi de persoana asta, fiind o persoană publică, nu vrei să se facă vâlvă, ok? Da. Și eu văd că îți faci curaj într-un final să fii cu persoana asta, indiferent cât de public ești sau publică ești, ok?
O să-ți faci curaj să fii cu persoana asta pentru că te-ai îndrăgostit. Și o să comunici dragostea ta acestei persoane. O să comunici, clar. Vreau să văd și eu o clarificare pe regele de săbii, steaua și șase de băte. Este o fericire foarte mare care vine către tine în această perioadă. Și este cineva aici într-o cele spirituale. Da. Prist, mi-arată popă, dar nu întotdeauna în cărțile astea popă înseamnă popă, înseamnă o persoană într-o cele spirituale. Ia să vedem, prist. Și dacă te uiți la mine, salut. Și ești preot sau popă. Ok. Aici mi-a plăcut ce am văzut, dar fine. Da. Steaua și șase de băte. E clar, ești o persoană publică, nu vrei să știe despre tine, te-ai îndrăgostit, am mai văzut treaba asta, te-ai îndrăgostit de o femeie, te-ai îndrăgostit foarte tare, ai o soție care poate fi bolnavă din păcate sau poți chiar să fii un bărbat văduv, din păcate, și vrei și tu să fii fericit. Probabil funcția nu ți-a permis sau n-ai știut cum să procedezi. Ori soția ta încă este bolnavă și din respect pentru ea și din iubire și din respect nu vrei să faci vreun pas greșit până nu vei fi o persoană liberă, să spunem așa. Vreau să fiu, doamne, judecata și 10 de monede. Exact, cineva este într-o disperare aici. Disper, house, pleasure seeker și site. Deci cineva este într-o disperare. Un bărbat aici este într-o disperare. El iubește o altă femeie, pleasure seeker. Iubește o altă femeie, se gândește la ea și femeia se gândește la el. El este într-o disperare pentru că stă într-o căsnicie și într-o casă. De-aia. Uite, și el are o soție cu copil. Ok? Sau așteaptă un copil pe ascuns și el nici măcar nu vrea treaba asta. Disper house. Da, el se simte prison, ca într-o închisoare în casa aia. Widower, văduv. O văduv. Deci cineva poate chiar e văduv sau va rămâne văduv. Dar el săracul, dacă sunteți voi domnii care vă uitați, cineva știe în sufletul lui că se va întâmpla treaba asta, e normal, iubește o altă femeie, are și el, aveți în sufletul vostru dorință, sau poate doamnele vă confruntați cu un bărbat așa, dar el din respect și iubire pentru soția lui, pentru ce a fost între ei, orică s-a întâmplat nenorocirea recent, el nu poate așa, peste noapte, să... Cum s-ar spune, poate chiar este cineva în doliu sau soția încă este bolnavă sau luați cum rezonează. El se auto-blamează, judecă. Dacă fac asta e un mare păcat sau îmi jignesc soția care mi-a fost alături, indiferent la bine și la greu. Mie mi-e milă de cazul ăsta și ce să zic, toate respectele mele pentru bărbatul care face asta, ok, pentru soția ta. Și multă sănătate. O să văd în situația asta, concluzia. Da, uite, e vorba de loialitate și de modestie. Cineva are o loialitate foarte mare. Și e vorba de prietenia și cât a trăit împreună și mi-ai fost alături, la bine și la greu. Exact. Memorii eterne. Da, și dacă ați pierdut pe cineva, condoleanțe și îmi pare foarte rău și mă gândesc că este foarte greu și răbdare și eleganță, demnitate. Cineva n-a putut și dacă ești tu sau femeie te confrunți cu un astfel de caz. Bărbatul ăsta, poți să fii și femeie, văd, ok?
Lucrurile nu sunt atât de simple. Într-adevăr, nu trebuie să-ți închizi viața. Nu trebuie să faci treaba asta. Dar depinde cum este situația la fiecare. Nu poți să bați din palme și să fie totul wow, gata, sunt bine, extraordinar. Chiar dacă cineva nu trăiește sentimente pentru tine, trebuie să ai răbdare pentru că persoana asta nu are cum așa peste noapte să spună n-am cunoscut, n-am văzut, n-am trăit nimic din ce a fost atunci. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Balanță. Eu vă mulțumesc, sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.